să mă pregătească. Știi ce strigă Domnul seara asta? Pregătește-te să te întâlnești. Aleluia! Pregătește-te să te întâlnești cu Domnul Dumnezeul tău. E gata să vină Domnul. Ești pregătit, mireasă. Mirele te așteaptă acasă. De 2000 și ceva de ani ne auzit predicând că Domnul e aproape, că Domnul vine. Și dacă nu a venit până acum, unii ți-au spus: Domnul nu mai vine, nu uita. S-ar putea să vină în ceasul chiar când tu nu te aștepți, chiar în ceasul când tu nu ești pregătit, chiar în ceasul când tu nu ești pregătită. Dar în seara asta ai posibilitatea, oportunitatea să vii la Iisus Hristos cu viața ta așa cum ești. Dacă viața ta e neagră, vino așa că El va face albă. Nu le schimba, că Dumnezeu te cunoaște. Nu te ascunde, că Dumnezeu te știe. Iartă-mă, știi de ce oamenii nu se pocăiesc? Că prea mulți se ocupă de viața altora. Ce-a făcut ăla, ce-a făcut aia, ce îmbrăcăminte are aia? Și ne consumăm cu viața altora. Ne consumăm cu biserica altora. Ne consumăm cu familia altora. Și în seara asta Domnul spune: omule, femeie, bărbat, oricine ești, uită-te în casa ta ce există. Uită-te în viața ta ce există. Uită-te în vorbirea ta ce există. Uită-te în faptele tale ce există, dacă există Dumnezeu. Uită-te în cântarea care o cânti, să vezi cum o cânti. O cânti cu voce, o cânti din talent, o cânti din talent, o cânti din mândrie sau o cânti spre slava Lui. Glorificat să fie Domnul. Uită-te mesajul care l-a dus. Uită-te funcția pentru care o ai. Pentru ce o ai? Să-L slăvești pe El sau să te slăvești pe tine? În seara asta ești și ne trebuie să fie slăvit, nu Costi, nu Lucian, niciunul, decât Iisus Hristos, Domnul. Parope canadias, că nu muri nici Alex pentru voi, nu muri nici Lucian, nici Costi, și-o murit unicul Fiul de Dumnezeu, Iisus Hristos, Domnul domnilor, Regea regilor. Te iubește și atunci când greșești, El te iubește tot cu iubirea aceeași. Și atunci când îl întristezi, El te iubește tot la fel. Și atunci când judeci, El te iubește tot la fel. Și atunci când cârtești, Te iubește tot la fel. Și atunci când înjuri, Te iubește la fel. Fii omul acela în seara asta împreună cu mine. Iubește la fel, chiar dacă ți-o greșit cineva. Caută-L pe Dumnezeu, chiar dacă oamenii jur, te greșesc, te desprețuiesc. Am întâlnit-o, un frate, spune: Alex, mă spucăi, dar nu pot la noi sat. Păi de ce vă mai uit acolo, nu spucăi nici de o fel. Și a spus: dacă mereu ne vom uita în viața altora și nu mai ne uităm în noi, asta e problema. Asta e problema, vedem greșeala lui fratele, vedem greșeala lui sora, dar pe noi nu mai ne vedem. Spunea cineva: mă, eu și familia mea suntem cei mai pocăiți de la noi. Și am spus: s-ar putea voi să fiți cei mai nepocăiți. Pentru că vreau să spun ceva, adevărată pocăință, știți unde se dovedește, frații mei? Atunci când vine un frate în dreptul tău și când începe să te aduce două vorbe de jignire, să vede dacă mai ești pocăit. Aleluia! Atunci dacă un frate îți greșește, să vede dacă tu mai ești pocăit sau eu sunt mai pocăit. Atunci dacă o soră îți greșește, să vede dacă mai ești pocăit. Iartă-mă în seara asta. Pocăința, știți unde o vedem? În încercări, în cuptoare, în valuri, acolo se dovedește. Că aici toți putem dovedi. Arătăm frumoși aici. Dar dincolo de asta, ce am spus într-o zi, nu neapărat exteriorul ăsta, ci cel mai important, interiorul. Nu știu în seara asta cum ai venit aici, poate ai o haină frumoasă, dar dincolo de asta spune Domnul: Doamne, spală-mă sângele Tău, Doamne, vreau să fiu liber în această seară. Nu știu de ceea ce Tu legat diavolul, dar Domnul aici dă poruncă tuturor oamenilor, cântăreților, predicatorilor, slujitorilor, cei care au venit să se pocăiască. El nu ține de vremuri de neștiință în seamă. El nu-i ca omul, mai stai, mai Alex, de ce ai făcut acum 20 de ani înapoi, nu? El spune că aruncă toate în marea uitării. În seara asta, dacă ți-a greșit cineva, aruncă în marea uitării. Dacă cineva te disprețuie, te aruncă în marea uitării. Dacă cineva s-a bătut joc de tine, aruncă în marea uitării. Dacă cineva te-a blestemat, aruncă în marea uitării. Fii un om iertător în seara asta și vedea că Dumnezeu îți va da putere, Dumnezeu îți va da răbdare, Dumnezeu îți va da biruință să vezi ce înseamnă să fii credincios. Paracanome canadias, când alții suferă, tu te bucuri. Când alții plâng, tu te bucuri și plângi pe genunchi de prezența, de putere, de autoritate lui Dumnezeu. Doamne, dă-ne autoritate să nu ne biruiască ce rău, ce să biruim noi, să biruim păcatul în numele lui Iisus Hristos. Dar pare rău ce spune seara asta, prea mulți sunt biruiți de păcat. Sunt biruiți de păcat, știți de ce?
Că toată săptămâna, măcar o zi de post nu există. Sunt biruiți de păcat, că toată ziua, toată ziua leargă numai după bani, bogății, 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 bogății. Și ajungi la finalul vieții cu toată bogăția ta, cu toți banii tăi, cu toate luxurile tale, cu toate mașinile tale, cu toate camerele tale, cu toate costumele ale scumpe, cu toți pantofii scumpi. Să se uite familia, spune, mă, nimic nu-l luat. S-a trudit mă omul ăsta, mă, 20, 50, 60 de ani pe pământul ăsta. Până au avut liniște în casă, în suflet, în inimă. S-a trudit să adune și uite, mă, nimic nu-l luat. Ce păcat! Ce păcat! Că dacă am înțelege noi că pocăința nu înseamnă să fii bogat aici, ce pocăința înseamnă să fii bogat în sufletul tău. Aleluia. Să fii bogat în inima ta. Biblia declară în Matei 5, ferice de cei săraci în Duh. Aleluia! Ferice de tine dacă vei fi sărac în Duh. În seara asta, uite-te în dreptul vieții tale să vezi ce-ți lipsește din viața ta. Poate banii nu-ți lipsește, casa nu-ți lipsește, soția nu-ți lipsește, soțul nu-ți lipsește, copiii nu-ți lipsește. Nu știu ce-ți lipsește în seara asta, dar poate-ți lipsește un lucru cel mai important, prezența lui Dumnezeu din viața ta. Asta e problema noastră, avem numai eticheta, dar în seara asta Dumnezeu vrea ca să fim pocăiți. Nu numai o etichetă de pocăiți, ce dorim să dovedim că suntem copiii lui Dumnezeu. Dorim să dovedim că cineva ne-a răscumpărat. Dorim să dovedim că prin vorbirea noastră îl mărturisim pe Iisus Hristos, Domnul Rege a Regilor, Împăratul Împăraților, care nu este mai mare nimeni ca și El. Dovedim că El e cu noi. Dovedim că suntem răscumpărați și spălați. Nu napa nu știu care, nu napa Iordanului, nu râu nu știu care, ce suntem spălați în sângele Mielului. Uite-te în seara asta să vezi, e spălat în sângele Mielului. De 20 de, de 20 de ani botezat și ești tot același. De 20 de ani botezată și ești tot aceeași. De 20 de ani treci pe la cântare, ești tot același om. De 20 de ani cu Biblia sub braț, ești tot același om, nervos, rău, mândru, orgolios, lacom, trufaș, judecător, hulitor, tot același. În seara asta Dumnezeu ne spune altceva. Ridică-ți privirea spre cer. Aleluia. Să vezi de unde îți vine izbăvirea. Ridică-ți privirea spre cer, că izbăvirea chiar în seara asta e gata să vină de la Domnul. Nu te da bătut. Pentru tine există o șansă chiar în seara asta aici. Nu te da bătută, nu renunța. Cineva stă cu brațele deschise și acesta este Iisus Hristos, Domnul. În Psalmul 34 spune David, voi binecuvânta pe Domnul când? Lauda lui când? Când vom vindeca? Când va da sănătate? Lauda lui va fi când? Totdeauna în gura mea. Să mi se laude sufletul în Domnul. Și mai tare Domnul. Să mi se laude sufletul în Domnul. Să asculte cine? Cei nenorociți să se bucure. Să se bucure că noi avem un Dumnezeu care niciodată nu rămâi de rușine pe El. De oameni rămâi rușinat, dar cu Dumnezeu niciodată nu rămâi de rușine. Unii se vizuiesc pe ei, pe banilor, pe carilor, pe carnelor, dar vine timpul că toți se îndoiesc și cad. Dar cei ce se vizuiesc pe Dumnezeu rămâne în picioare. Doamne, ține cetatea aceasta în picioare. Doamne, ține România în picioare. Doamne, ține Europa în picioare. Doamne, ține întreg pământul în picioare. Sunt oameni care vor să fug din țară, vor să scape viața. În seara asta noi suntem la o seară de evanghelizare unde s-a prezentat Prințul Cerului. Nu trebuie să fugi din țara ta, nu trebuie să fugi nu știu unde ca să scapi viața, ci în seara asta știi unde să fugi. Fugi în brațul lui Dumnezeu. Scapă-ți viața fugind în mâinile Domnului. Scapă-ți viața fugind în brațul lui Dumnezeu. Doar acolo îți vei scăpa viața. Oamenii pot să ucidă trupul, dar sufletul niciodată. Mai bine ești sărac, mai bine ești bolnav, mai bine ești lipsit, mai bine ești disprețuit. Dar vine ziua când în împărăția cerului vom fi cei mai fericiți. Aleluia. Tu care astăzi te simți cel mai sărac, tu care astăzi te simți cel mai rău, tu care astăzi te simți cel mai disprețuit, dacă lești ca Iisus Hristos să intre în viața ta, vei vedea că va veni ziua când în ceruri vei fi cel mai bogat, vei fi cel mai fericit, că vei sta la masă cu Domnul. Nu-ți doresc lucrul acesta. Dacă vrei să stai la masă cu Domnul, și vreau să-mi propui de încheiere, nu mai stai și la masă dracilor, nu merge și la masă dracilor și la masă sfinților. Alege-ți în
în seara asta, bine, Stăpânul. Poate sunt două drumuri în viața ta, sunt două drumuri chiar în fața ta în seara asta și te gândești care-i drumul care îți vei găsi fericirea, dar prea mulți caută, mă, vreau ca drumul ăsta să fie, mă, să mai fac și ce vreau, să mai aduc și o minciună, să mai aduc și asta și asta, ne căutăm, știi cum, să ne fie cât mai ușor, dar în seara asta vă îndeam, vino pe calea cea îngustă, acolo nu poți să intri, Alex, biserică, frați, prieteni, nu poți să intri cu bagaje, lasă bagajele jos, e calea care duce spre cer, e calea care duce spre rai, s-ar putea zidul păcatului să te desparte de Dumnezeu, dar în seara asta, cel ce poate distruge orice zid este Domnul. Aleluia! Poți să spui amin? Poți să spui amin? Amin! Am vrea să pun o întrebare, câți de aici nu sunt botezați, nu sunt pocăiți, fac cum se cu mână. Doamne Iisus. Și mai tare, și mai tare. Ridicați mâna. Cine nu-i pocăit să ridice mâna. Aleluia. Nu crezi că a sosit seara pocăinței? Tatăl meu și ce-a făcut? Avea 36 de ani și l-a chemat Dumnezeu cum te cheamă și pe tine în seara asta și a venit pastor la el, până în spate a venit pastor la el. După jumătate de oră de chemare a văzut pastorul că tot nu ia și tata plângea acolo pe penultima bancă, că așa era, plângea acolo în ohote. Și vreau să spun ceva, păstorul a văzut că cercetat de Dumnezeu și a mers la el și a spus, omule, tu nu chiar nu vrei să te pocăiești? Și a spus, tata mea, domnul pastor, mai trebuie să cânt la două nunți. După ce voi cânta la două nunți, apoi voi veni la pocăință. Și tata plângând cu lacrimi pe față, mama îi spunea, omule, dacă simți, pocăiești chiar în seara asta. Și a plecat tata acasă, plângând până acasă. Când a ajuns în casă, s-a pus o stat jos și curgea lacrimi și mama întreba, omule, dacă simți, de ce nu te-ai pocăit? O cânta la două nunți și două sâmbete, fiți foarte atenți. După ce o cânta la aceste două nunți, aștepta să ajungă înapoi la biserică. Dimineața când a venit de la nuntă, către duminică dimineața, vă dați seama că nu mai putut să meargă la biserică. Lunea când a mers la muncă, fiți foarte atenți, ce înseamnă să-L amâi pe Dumnezeu. Este o cântare, poate mâna Lui la ușa ta s-ar putea ultima dată să mai bată. Nu lăsa să plece trist niciodată. Și tata chiar asta a făcut. Când a mers la muncă, i-a spus la mama, vezi, l-a dus pe Alex, pe Claudiu, și de acolo toți mergem împreună să ne luăm haine de școală. Fix așa și făcut. A mers cu autobuzul. Când am ajuns acolo la trenul la CFR, unde muncea tata, am văzut distanță cam 500 de metri. Distanța de 500 de metri. Dă-i putere, Iisus. Distanța 500 de metri, strigăm, tata, stai, era cu stația în mână, așa de grăbit era tata. Dacă știa că e ultima clipă care trăiește, poate să pochea chiar în ziua aceea când Dumnezeu l-a chemat. Dar asta e că nu se știe când pleci după pământ. Când am mers la tata acolo unde muncea în spate, unde era locomotiva și vagonul, a zis că fratele meu Claudiu, avea 11 ani, avem 8 ani, a spus, mă, omule, hai să mergem acolo în spate, să vedem ce face tata, să vedem ce se întâmplă acolo. Când am ajuns acolo, frații mei, vă mărturisesc că înaintea Domnului, mărturisirea pe internet de la 14-15 ani, când am mărturisit prima dată. Când am ajuns acolo, între cele două tampoane, era prins, drobit și creier afară. 36 de ani, fiți foarte atenți. Când l-am văzut acolo situația aceea, de aici, de la câmp până la brâu, tot era zdrobit, pur și simplu, ce mai era afară, numai capul și picioarele, tot. Am încercat și am zis, mai să-l tragem de picioare, poate putem să-l salvăm pe tata, putem să facem ceva pentru el. Dar din păcate nu mai s-a putut face nimic, viața lui s-a sfârșit acolo. Într-o clipit, nu i-a trebuit două ore să moară, nu i-a trebuit o săptămână ca să moară, nici un minut și viața lui s-a stins. În câteva secunde, poate numărai pe 5 degete, 1, 2, 3, 4, 5 s-a stins. Vedeți ce-i viața omului, cât ai fi de sănătos, cât ai fi de puternic, cât ai fi de valoros, cât ai fi de bogat, cât ai fi de sărac, cât ai fi de înalt, cât ai fi de mic, cât ai fi de gras, nu contează. La o clipă poți să pleci de pe acest pământ. Dar problema, unde pleci? Unde te duci? Văzându-l pe tata zdrobit între fiare, era cu ochii deschiși și așa și murit. L-am tras de picioare crezând că putem să-l salvăm. Și a zis că te Claudiu, mă, hai să-l prindem de un picior eu, de un picior tu.
Ne-am pus pe genunchi, am tras, am luat piciorul în brațe, crezând că putem să-l scoatem pe tată. Și n-ai putut face nimic pentru el. Vreau să spun ceva, că Dumnezeu nu-i de jucat. S-ar putea astăzi să te simți cel mai binecuvântat. Și am întâlnit oameni care au spus, măi, atâtea binecuvântări mi-a dat Domnul. Și unii și gen ce numește numai binecuvântare. Ei numesc binecuvântare numai casa, numai mașina, numai asta. Cea mai mare binecuvântare, vă spun eu, care e să fii și să rămâi și să trăiești cu Dumnezeu. Să ai o viață trăită cu Dumnezeu, să ai o relație cu Dumnezeu. Să fii simplu și smerit, asta înseamnă să fii dedicat și binecuvântat. Că de multe ori, iertați-mă, din pricina binecuvântărilor vine mândria. Din pricina binecuvântărilor, de multe ori ne îmboibăm, așa? Asta avem asta, avem asta. Sunt oameni care n-au nimic, dar l-au pe Dumnezeu, sunt cei mai fericiți. Viața lui tata s-a sfârșit acolo, 36 de ani. Nu știu câți ani ai dumneavoastră. 30, 40, 60, 20, 15, 18, nu știu câți ani ai. A sosit timpul să te întorci la El. Nu vă chem la religie, ci în seara asta vă chem la Iisus Hristos care dă mântuirea. Iisus dă mântuirea. Acum vă întreb dacă mai aveți părinți, prețuiți cât îi aveți în viață. A trecut timpul, ne-a fost greu, 4 copii, eram cel mai mic în familie. Nu ne-a fost ușor. Astăzi copiii au ce vor. Dumnezeu știe cum a crescut și îi mulțumesc cum a crescut. Îi mulțumesc că a fost alături de tine. Îi mulțumesc că astăzi predic Evanghelia. Îi mulțumesc că astăzi pot să-L mărturisesc, să-L laud pe El. Îi mulțumesc din toată inima. Dar sunt copii astăzi. Îi vezi la 18 ani cu cea mai tare mașină, cel mai tare telefon, cele mai scumpe haine, au tot ce vor pe tavă și nu ascultă. Nu ascultă nici de părinți, nici de Dumnezeu. Vreau să vă spun ceva. Sunt unii oameni și unele persoane care vreau să spun ceva. Sunt prea mândri de viața lor. Sunt prea mândri de copiii lor. Sunt prea mândri de ceea ce au. Dar vine ziua că pierzi tot. Mai bine să fii simplu și speriat. Nu-i problemă să ai. Dar gândește-te bine ce duci după tine din viața asta. Gândește-te bine de ce să la mâini astăzi peste o lună. Că mai trebuie să ai o afacere, mai trebuie să câștigi 30.000 de euro sau 30 de milioane sau nu știu ce plan mai ți-ai făcut tu să mergi, să mai vii, să mai dun și apoi să vii la pocăință. Dar îți vreau să spun ceva în seara asta. Pune-ți semnul întrebării. Oare mâine mai te trezești? Asta să spui semnul întrebării. Oare când ești de aici mai trăiești? Nu se știe. Nici eu, nici voi, poate nici acasă nu mai ajungem. Ne punem planuri peste planuri și vine ziua că pierdem tot. Ați vrea să spun ceva în seara asta. A trecut timpul, n-a fost ușor pentru noi. Nu știu cine mai are părinți aici, dar văd că sunt mulți tineri. Vreau să vă spun ceva, prețuiți părinții cât sunt în viață. Nu las sicriu, te duc cu flori, cu ciocolăți, cu lumânări, cu nu știu mai ce. Caută-ți mama cu o buchet de flori când o ai în viață, nu la cimitir. Nu te duci și cumpăra cel mai scump sicriu cu 10.000 de euro. Și când a fost în viață, nu era un costum. Iată-mă seara asta. Când a fost în viață, nu e dus o pâine caldă. Și vrem în finalul vieții, după ce am plecat, să facem cea mai mare mormântare, să aducem cel mai bun cântăreț, cel mai bun predicator, să mai luăm cele mai mari cununi, să ne scumpărăm cele mai mult scump sicriu. Degeaba. Degeaba. Familia, părinții, copiii, trebuie prețuiți că sunt de viață. Nu lasă sicriu cu lacrimi. Familia trebuie să stea unitate cât sunt în viață. Nu după ce pleacă unul, după ce pleacă doi, după ce mai acum, dacă era unizum. Vă rog în această seară să-ți dai bine seama. Am venit să spun aici, numără-ți bine zilele. Numără-ți bine zilele. Ești trecător, omule, sunt trecător. Astăzi ești, mâine nu ești. După câțiva pleacă mama în Italia, așa ca orice om, poate în următoarele zile sau săptămâni vei pleca în Europa, înapoi de unde ai venit. Cu gândul că acolo ai un viitor mai bun, ca și oricare. Cu gândul că acolo copiii sunt învățați altcumva, acolo sunt salariile altcumva, dar vreau să spun ceva. Degeaba merg dacă Dumnezeu nu-i cu tine. Iartă-mă ce spun, du-te, dar du-te cu Dumnezeu. Mulți mi-au spus că lasă pe Dumnezeu la vamă și vine apoi să pochezi și nu mai răzut, s-a răzut să scriu, s-a predicat la mormântarea lor. De ce te bazezi pe tine și te ne bazezi pe El? A trecut timpul și mama a plecat în Italia, a spus, mama, stau o lună. Și cu asta am vorbit de încăieră. Stau o lună acolo și mă torn apoi acasă. A trecut fiecare zi, număram zile, spuneam, mă, mergeți la școală, fiți cuminți, salutați lumea pe stradă, aveam animale, dați la animale, faceți curățenie.
imagine în fățată. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru mama noastră. A doua săptămână, de sună mama și spune, mai stau două săptămâni și vin acasă. Cu frații mei, o bucurie mare, prima dată când mama ne-a lăsat pe vreme de o lună, dar nu ne gândeam că ne poate lăsa pentru tot restul vieții. La două noapte sună telefonul și ieși fratele meu mai mare, Florin, afară. Și când intră înapoi, după câteva minute, îmi pleacă capul jos, parcă-l văd acum, pleacă capul jos și plânge. Și am spus, mă, omule, de ce plângi? Speriați imediat toți acolo acasă. Și plângea și am plecat capul jos, mă, spune ce s-a întâmplat. Acum o sunat din Italia că mama a murit. Bă, omule, ce ai spus? O sunat din Italia că mama e moartă. Ne-a văzut a nimănui pur și simplu. O tată grupat de ani de zile, mama moartă prin Italia, noi patru singuri acasă. Ne-am luat în brațe, care de fiecare dată am ocazia să mărturisesc, să ajung la o seară de evanghelizare, de fiecare dată spun, ne-am luat în brațe și am spus următoarele cuvinte, să nu uităm, acum să deschideți bine urechea și inima, să nu uităm că noi suntem frați și nu dușmani. Câți de aici oare? Câți de aici ori uitat că mai au frați de corp? Câți de aici ori uitat că mai au surori de corp? Câți de aici ori mai uitat că au părinți în viață? Și mergi după un timp și o frate și să mai ai cum oricine, fratele tău, mama ta, tatăl tău, sora ta. Și plângi și spui, măi, îmi pare rău că diavolul ridica ziduri între mine și familia mea și plângi la sicriu și îți pare rău că tu ai fost în viață, nu ai căutat să te împaci cu el. Vreau să spun ceva în seara asta. Atunci de aminte cu familia ta, cu frații tăi, cu surorile tale, ai crescut împreună, v-ați jucat împreună, ați dormit împreună, mergeați la școală împreună, ați avut o bucată de pâine, de ciocolată, ați împărțit, ați fost frați. Îmi pare rău. Mulți din frați din ăștia ori devenit dușmani și mai au curaj să predice, și mai au curaj să cânte, și mai au curaj să prorocească, și mai au curaj să spună că ori văzut ce ai văzut. Ce ai văzut? Întunericul, nu lumină. Niciodată să nu spui, mă arăta Domnul. Am din partea lui Dumnezeu câtă frană. Nu-ți vezi propriul frate de corp, propria soră de corp, propriul tată, propriul mamă. Iartă-mă, pune-te pe genunchi și pocăiește-te. Să nu vie mânia lui Dumnezeu peste tine. Oprește-te, omule, de Biblia declară, lasă darul în fața altarului și împacă-te și vine altarul și lucrează și prorocește și cântă și predică și dă cina și ia cina. Apoi nu fă ciorbă cu sarmale și macarone cu carne. Rămâi în viața care e sau te pocăiești. Alege bine calea, că calea asta nu e numai cu cântări, cu flori, cu predici, cu funcții, cu bani, cu luxuri, nu. Pe calea aceasta sunt încercări, tulburări, ispită. Când ne vom pocăi? Când? Pocăința de formă este destulă. Pocăința de faza omului destulă. Pocăința cu numele e prea multă. Faimă prea multă, mândrie prea multă. Vine ăla la noi. Vine ăla la noi. Vine ăla la noi. Dar numai Dumnezeu nu vine. Că spui nădejde în toți oamenii și nu mai țipui în Domnul. Că-ți pui nădejde că fratele vindecă și nu Domnul. O, dacă am înțelege bine ce înseamnă Dumnezeu și ce înseamnă om, vine timpul că de om rămâi desprețuit și dezamăgit, dar de Dumnezeu și de cuvântul lui niciodată nu vei fi desprețuit și dezamăgit. Adevărul e adevăr, că dacă doare, rămâne în picioare. Nu știu că eu vorbi, Domnul. Ia pocăința în serios din seara asta. Să înțelegi că nu mai are cum vrem. Și cina, și toate, și lucruri, și rugăciuni, și prorocii, și cântări, și predici, și funcții. Și noi trăim în pace. Până când? S-au ajuns prea departe. Nu luăm aici cina, că nu trăim cu fratele în pace. O luăm dincolo. Că fugim de oameni, de pastori. Și nu mai e de frică de Dumnezeu. Oh, Doamne, dă-ne lumină în seara asta. Dă-ne înțelepciune să înțelegem că Tu ești Dumnezeu plin de milă, de dragoste, de bunătate, de blândețe. Dar este și un foc. Când arde focul ăla, frații mei, e problema mare.
A sosit timpul trezirii în seara asta. Uită-te în viața ta să vezi ce îți lipsește. Poate îți lipsește cuvântul iertare. Poate îți lipsește cuvântul smerenie. Acei smeriți, eu știu că Dumnezeu le dă har. Și harul se dovedește prin slujire, harul se dovedește prin trăirea lui, harul se dovedește, harul nu se ține buzunar, ci harul dă Dumnezeu. Harul nu-l cumpărăm de la magazine, sau harul dă microfoanele, ci harul toarnă Iisus Hristos Domnul. Aleluia! Doamne, mai toarnă har peste noi. Amin, Doamne! Prin harul lui trăim, prin harul Domnului s-a făcut evangelizarea, prin harul Domnului cântă frații, prin harul Domnului ar ajunge frații și noi, prin harul Domnului predicăm, prin harul Domnului slujim, doar prin harul Lui. Doamne, mai dă-ne har, amin? Amin, Doamne. Dumnezeu vă iubește. Cineva să spună amin. Amin. Dumnezeu e aici. S-a coborât în cer pe un stadion de fotbal. S-a coborât în cer să spună că te iubește. S-a coborât în cer să spună să spui viața în mială. S-a coborât în cer să spună să te împaci cu cei din jurul tău. S-a coborât în cer să spună să fii la El cât mai este timp. S-a coborât în cer să te ia în brațele Lui. S-a coborât în cer să drege rănile. S-a coborât în cer să te ridice din fundul păcatului, din fundul mocirii. S-a coborât în cer să atingă de tine. S-a coborât în cer să-ți curețe ochii. S-a coborât în cer să-ți curețe vorbirea. S-a coborât în cer să te facă un om după voia Lui. Numai 2, 3, 4, amin. Dumnezeu face minuni. Amin. Îl iubiți pe Domnul? Aleluia. Crede-mă special că toți îl iubim. Amin. Dar mă rog Dumnezeu să ne ajute și să dovedim. Mă rog în mod special să mă ajute Dumnezeu și mie. Amin. Amin. Fiecare zi să dovedesc că Dumnezeu mă iubește și că eu îl iubesc. Amin. Haideți să ridicăm în picioare. Amin. Într-adevăr, poate vouă fi frig, dar sincer, mi-e foarte cald. Amin. Stau bine aici în călduri. Și voi poate fi frig. Am rog căldura asta Duhului Sfânt să meargă și pe la voi. Amin. Amin. Când intră căldura Duhului Sfânt, chiar mă gândeam, m-am ajuns mână, m-am adus și un sacou, o geacă, ceva. Dar Dumnezeu ne încălzește. Chiar dacă ar fi minus, Dumnezeu are plus. Slăvit să fie numele Domnului. În seara asta vă chemăm la o viață nouă. Vă chemăm la Cel ce dă iertare, Cel ce dă viață. Fie că ești legat de fel și fel de vicii, vreau că fratele Nathaniel, rog frumos să pregătească cântarea, să rupi orice lanț sau vino azi, hai la el, ce Dumnezeu îl îndeamnă, cel călăuzește două sfânt. Și mă rog în mod special, Dumnezeu să binecuvânteze cântăreați. Vedeți, Dumnezeu lăsa cântăreați, slujitori, fel și fel de oameni, rânduiți de Dumnezeu. Ar trebui ca și frații noștri cântăreați să fie o bucurie când vin frații. Amin? Mă prea mulți au, băi, nu-ți spune cântarea ăla, auzi, bucură-te de cântăreții care ții de Dumnezeu. Bucură-te de slujitorii care ți-i dă Dumnezeu. Dacă n-ar fi ei, cine ar cânta? Așa e? Dar sunt trimiși de Dumnezeu. Dumnezeu are oameni. Să folosești de ei. Și mă rog în această seară să înțelegi bine. Iisus te iubește. Și dacă vrei să vii la pocăință, te invit în față. Dacă vrei să-L primești pe Iisus Hristos ca Domn în viața ta, poate ești botezat. Poate ai căzut cândva, cum un an, doi, trei, patru. Sau de cât timp nu s-a făcut evanghelizare aici. Poate chiar aici în cetatea asta ai fost botezat într-o zi. Și poate te-ai pierdut, te-ai rătăcit. Te invit în seara asta cu respect, așa cum ești pe picioarele tale. Te invit să vii în față. A sosit timpul ca Dumnezeu să schimbe viața. A sosit timpul ca Dumnezeu să-ți modeleze inima. A sosit timpul ca Dumnezeu să-ți modeleze mintea. A sosit timpul ca în această seară Dumnezeu să-ți umple inima cu prezența Lui. Poate ești tot gol în inima ta, dar în seara asta Dumnezeu te poate umplea. Golul ăla din inima ta care l-ai de ani de zile, de luni de zile, de săptămâni întreagi. Nopți la rând neadormite, nopți la rând neadormite. Zile tulburate, zile cu certuri în casă, zile cu probleme. În seara asta nu uita, Iisus e aici. Aș vrea cu toți să intrăm într-o rugăciune. Ne rugăm, ne închinăm, îl strigăm pe Dumnezeu la lucru. Să dezlege Domnul lanțurile, să dezlege Domnul potrivirile în seara asta. Poate sunt dur de potrivire aici, dar Domnul să le mostre. Poate sunt dur de judecată, Domnul să le mostre în seara asta. Poate sunt dur de rușine, Domnul să le mostre în seara asta. Amin, poate sunt gânduri deșarte din partea celui rău, Domnul să le mostre în seara asta. Domnul poruncește în seara asta tuturor oamenilor pretutinde să se pocăiască. El nu ține seama de vremurile de neștiință, așa spune Evanghelia. Și astăzi e timpul tău. Ia-ți soție dacă ești cu ei, ia-ți soțul. Și hai la Iisus, nu mai
Cu toți întreabă rugăciune și în timpul acesta, fie botezat și ai căzut, fie predat și ești căzut, căzută, fie că niciodată nu te-ai întors la Domnul și chiar în seara asta vrei să-ți dedici viața în brațul lui Dumnezeu, te invit aici în față, sunt frați lucrători, binecuvântați, ordinați de Domnul, rânduiți de Domnul, vă așteptăm, ne vom ruga pentru voi în seara asta. Cu toți închidem ochii, ne rugăm și în timpul cântării, în timpul rugăciunii, dacă vrea cineva să vină, vă așteptăm.